Doamnelor și domnilor, bună ziua! Ieri, 6 octombrie 2022, la Praga, a avut loc un summit. S-au întâlnit toți președinții a țărilor Uniunii Europene. Inclusiv au fost și președinții țărilor care au depus dosarul de candidat la Uniunea Europeană. Și a fost și Maia Sandu la acest summit. La acest summit tema principală a fost resursele naturale energetice. Știți destul de bine că Europa se confruntă cu o problemă mare referitor la gazele naturale, dar zic eu că și europenii vor găsi vreo soluție pentru a ieși din această criză. Însă, Federația Rusă se va confrunta cu așa o criză, căci nu știu câți ani îi va mai trebui ca să iasă din acea criză. În fine, tot la Praga, tot în acest an, 3 luni în urmă, a avut loc un summit, nu știu dacă știți, la care s-a întâlnit președinții, nu știu cum să vă spun, liderii, conducătorii popoarelor care fac parte din componența Federației Rasiste. Și ei tot au adoptat, au semnat un document că dacă ei nu sunt de acord cu legea care e în Federația Rusă și cu conducerea, ei vor ieși în stradă. Ei au mai semnat încă un punct că dacă nu se respectă dreptul omului, iarăși vor protesta. Și acolo sunt și mai multe puncte. Dar părerea mea e aceea că de când Putin a semnat sau a spus că pe teritoriul Federației Rasiste să aibă loc mobilizarea cetățenilor pentru a fi trimiși la luptă, la moarte sigură. Pentru mine acest lucru nu că a fost un dubiu, dar m-a pus pe gânduri și am ajuns la concluzia că Putin procedează exact așa cum a procedat Hitler în al doilea război mondial, considerând nemții unica rasă care trebuie ca să existe pe pământ. Iată și aici Putin îi consideră pe ruși unica rasă care trebuie să existe, în rest, pe cei din Dagestan, Ingușetia, Kazahstan, Cecenia, Iacutia, Buriatia, Mariel sau alte minorități, alte popoare, să fie trimiși în primul rând ei la război pentru a se dizbăiera, zic eu, de aceste popoare și pentru a face o singură rasă, ca să fie rusă, rasa rusă, orice om să fie de rasă rusă. Un alt eveniment care m-a pus iarăși
pe... Nu că m-a pus pe gânduri, dar m-a îngrijorat foarte tare, fiindcă o persoană normală cu o logică bună n-ar trebui ca să procedeze așa. E patriarhul Kiril, Kiril al Moscovei și al întregii Rusii. Aflându-se într-un edificiu, într-un lăcaș sfânt, el i-a îndemnat pe credincioși, pe inoriași, ca să meargă, dacă dumneavoastră ați ascultat discursul lui, să meargă la război și să-și dea viața pentru binele țării, căci Dumnezeu îi va primi în împărăția sa. Aceasta nu e altceva decât un îndemn la moarte sigură și nu numai aceasta. Aceasta e un îndemn la niște acțiuni teroriste. Fiindcă, după cum știți, numai unii teroriști care, într-adevăr, sunt fanați și sunt gata ca să-și dea viața numai ca să fie primiți în împărăția cerului. Dar vreau să vă spun că chiar și acei teroriști din Siria, din Afganistan sau Irak, în primul rând, ei sunt, aceasta e părerea mea, în primul rând ei sunt drogați, iar atunci când un om consumă această substanță, lui e indiferent de ceea ce se va întâmpla cu corpul său, fiindcă creierul deja el nu mai gândește. Și iată că Kiril, cel care probabil eu v-am spus într-un videoclip că el se aseamănă foarte bine cu un om, Vecislav Ivankov. El e omul lumii interlope și care a avut cunoștințe foarte bune și printre serviciile secrete din Federația Rusă. Și iată că Patriarhul Kiril seamănă foarte bine cu acest Vecislav Ivankov. Și zic eu că și Putin intenționat a luat și a pus la conducerea credinței Federației Ruse un asemenea personaj. Atât am vrut să vă spun, doamnelor și domnilor. O zi bună, vă doresc, aveți grijă de voi.